Slăviți să fie numele Domnului! Haideți să deschidem Biblia la Luca 22, să citim pasajul care începe cu titlul 7, Prăznuirea Paștelor. Ne amintim, citim, medităm la ceea ce a fost acum 2000 de ani, într-o seară ca și astăzi. Luca 22, Prăznuirea Paștelor ziua praznicului azimelor în care trebuiau jărfite Paștele a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, Duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voie să pregătim? l-au întrebat ei. El a răspuns, iată că veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un orcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei, învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit, așa cum le spusese el, și-au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt -o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Suntem la sărbătoare, o zi de bucurie, biserica este plină, inimile sunt pline de bucurie, stăm față masa Domnului, nu e o oarecare cină a Domnului, este una specială, una în an, în care comemorăm și ce-a fost în Joia Mare. Oarecum ne amintim de acea cină originală și originară, cea din tâi. Ne uităm cu mai mult dor, cu mai multă atenție să vedem ce s-a petrecut atunci. Vreau să vă pun o întrebare și vă rog să vă răspundeți sincer. Care sunt dorințele tale cele mai înalte? Care sunt lucrurile care te entuziasmează? Ce îți produce bucuria supremă în viață? Oare ce te-ar face să sari de bucurie astăzi dacă ți s-ar da o veste? Care ar fi vestea aia? Că ți s-a mărit salarul? Că merge într-un concediu exotic? Că cineva ți-a dat o casă mai mare în numele Domnului? Că cineva ți-a cumpărat o mașină mai bună? Că ai câștigat bani la loterie sau știu eu? ce anume ți-ar aduce bucuria aceea care te-ar face să explodezi. În seara aceasta predica despre dorințe. Se pregătesc paștele, totul este gata și spune cuvântul Iisus s-a așezat la masă cu cei 12. Și în sus începe sărbătoarea cinei Domnului, care era în timpul Paștelui Evresc. Auziți cu ce cuvinte speciale începe El. Să știți că introducerile nu sunt degeaba. Atunci când începe programul, fie că e fratele Neluțu, fie eu, mi se pare că da, e un cuvânt de introducere că trebuie spus. Dar noi de obicei cităm doar ce a zis el, luați, mâncați, luați, beți. Nu cu asta a început. Se așează la masă. Și cu căldură zice, am dorit mult, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Cuvântul dorință în limba română vine de la dor. E cuvântul ăsta intraductibil. Isus le spune la cei 12, mi-a fost așa de dor. Am așteptat cu atâta dor să vină momentul acesta, să mănânc împreună cu voi Paștele. Abia am așteptat să vină asta, ziua asta. Am așteptat cu emoție, am așteptat cu bucurie să mă împărtășesc împreună cu voi. Dragii mei, Iisus Hristos nu este un robot care împlinește voia lui Dumnezeu. Auzeam oameni predicând care spuneau că de fapt Iisus împlinește pasaje din Vechiul Testament ca și cum ar fi fost un robot programat, avea versetele din Vechiul Testament în mintea lui și le împlinea părând. A zis așa ca să se împlinească asta, acum împlinește asta, ca și cum ai fi băgat niște fise și el împlinește. Iisus nu spune, știți, să înființăm un nou act de cult, Trebuie să o facem și pe asta, îi scris, știți, acum eu ce fac e foarte important, va fi un ritual care va marca creștinismul 2000 de ani, trebuie să facem, îi cina Domnului, dar nu o să fie cum o fost, e o semnificație nouă, ascultați-mă. Nu, Iisus nu este robot, nici măcar un robot spiritual care împlinește voia lui Dumnezeu, Iisus e profund uman și zice, dragii mei, ce urmează de aici încolo, e ceva ce mi stârnește atâta bucurie, abia aștept să stau la masă cu tine. Dragul meu, te întreb foarte serios. Tu ți-ai dorit să vină joia mare? Ai așteptat cu dor? Sau o iei pentru că trebuie? Dimineața, când te-ai trezit și a venit primul gând, oh, azi e Joia Mare, e cina Domnului, te-ai umplut de bucurie? Ai avut o tresărire de dor, de așteptare? Oh, ce frumos, e cina Domnului astăzi? Sau te-ai gândit cu groză? Că trebuie să te împărtășești. Dragii mei, noi toți vom bifa prezenți aici, aproape toți. Dar nu despre asta e vorba în seara asta. Ne vom ridica în picioare cu solemnitate, vom întinde mâna, vom bifa prezenți și pe aprilie, vom îndeplini un ritual, un act de cult care trebuie împlinit pentru că e scris. Și foarte bine. Ne achităm de o îndatorire încă o lună din an, dar Duhul Sfânt în această seară merge mult mai adânc și te întreabă, te împărtășești cu bucurie? Ți-ai dorit din toată inima să vină cina Domnului? Ai așteptat cu dor? Sau ei cina Domnului pentru că trebuie. Pentru că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Ți-e frică că ai putea să pierzi viața. Iisus mai spune, dacă nu te spăl eu, n-ai parte cu mine. Ne este frică de că ratăm veșnicia, ne e groază de iad. Trebuie să ne împărtășim. Poate că ne e groază de biserică. Pentru că știm că într-o biserică în care nu ne împărtășim, nu putem fi membri. Și s-ar putea să ne dea afară. De asta luăm cina. Sau putem spune și noi ca și Isus, am dorit mult, am dorit mult să ajung să iau cina Domnului. Dragul meu, în această seară, Iisus, prietenul meu și prietenul tău, îți spune din nou că te așteaptă cu dor la masa Lui. Emi, Ioan, Maria, Iisus din nou pune accent pe bucuria de la cină, pe emoțiile de la cină. În această seară Duhul Sfânt investigează trăirile, dorințele cele mai înalte. Nu e suficient că bifezi, nu e suficient că ești prezent, că acționezi, că îndeplinești un act de cul care trebuie. Da, e un trebuie. Dar Iisus intră prin Duhul în inima ta și nu trebuie să spui nimic în seara asta, El știe tot. Intră acolo și îți analizează dorințele și îți spune din partea lui că el și-a dorit mult și te-a așteptat la masă. O, Doamne, sfințește-ne dorințele! Problema asta e întrebarea ultimă. Ce este cina Domnului? Și asta dă răspuns. E un ritual, e un act de cult, și da, este asta. Sau este și mai mult de atât. O sărbătoare. dați mi voi ca în seara asta să folosesc cuvântul petrecere. E o petrecere duhovnicească. Iisus spune, am dorit mult, mă bucur să fiu la masa Domnului. Accentul nu e pe ceea ce faci și îndeplinești, ci pe emoție, pe căldură, pe bucurie. Iisus îmi amintește că trebuie să fie bucurie la masa Domnului. O, Doamne, umple -ne inimile cu bucurie. Dacă e doar un ritual, un act de cult, el trebuie îndeplinit. Și atât. Emoția nu e necesară, e chiar inhibată. Piachiți și bifezi prezent. Dacă cina Domnului e o sărbătoare, atunci emoția e necesară. Dacă cina Domnului este cu adevărat o petrecere a Duhului, o bucurie a harului, atunci cu adevărat la cina Domnului nu e suficient să fii prezent. Numai accentul pe ritual, pe rigurozitate, pe solemnitate, ci accentul la sărbătoare e pe bucurie. Amin. Doamne, umple-ne de bucurie. Poate că vi se pare un cuvânt exagerat, cuvântul petrecere, pentru că a fost confiscat de maneliști și de oameni din lume. Dar vreau să vă spun ceva celor care ați venit din lume. De ce folosesc cuvântul ăsta? Am mai multe motive, vreau să-l pun doar pe primul. Voi care ați fost cândva în lume și ați mers la petrecere, vreau să vă întreb, azi am multe întrebări. Și spunem sincer, vorbește -ți ție în oglindă când ai venit azi la cina Domnului. Ai avut bucuria pe care o aveai atunci când mergeai la un chef? Da? Când plecai de acasă și erai plin de entuziasm, ai avut cel puțin bucuria aia? Păi nu asta spune noi că bucuriile lui Dumnezeu, bucuriile Duhului, bucuriile părtășiei domnicești, întrec cu mult distracțiile lumii? Da, De aia pun întrebarea asta, ai simțit asta? M-am uitat, dragii mei, la istorie și la Biblie și intru în comparație direct și am văzut că cina Domnului în de-a lungul celor 20 de secole, 2000 de ani, a luat o turnură total diferită. Mă uit apoi la Scripturi să văd dacă așa arăta atunci cina Domnului și Joia Mare. Facem o comparație. Astăzi mai mult pictez decât predic, sunt tablouri. Nu e o predică foarte omeletică. De-a lungul secolului am văzut că cina Domnului a dobândit tot mai mult solemnitate și sobrietate în toate bisericile în care am fost. S-a transformat într-un ritual foarte serios și a pierdut dimensiunea de sărbătoare, de bucurie. Emoția aproape că dispare. Sunt un vizitator înrăit. Așa cum știți, am vizitat aproape 50 de țări, le-am numărat recent și eu sunt un om care vizitează tot ce înseamnă cultură creștină. N-am inhibiții de felul ăsta că nu intru în biserici de nu știu care, intru în toate bisericile din Europa și le vizitez. Și am avut ocazia să fiu martor, chiar dacă n-am participat, la multe soiuri de cina Domnului. Și la catolici, și la ortodox, și la luteran, la toate bisericile posibile. Nu am libertatea să mă împărtășesc în unele, în cele baptiste sau altele mai apropiate mă împărtășesc, în altele nu. Dar am observat cum e cina Domnului. Sobrietate, solemnitate, seriozitate. Un aer apăsător, o liniște de mormânt. Niciun aleluia, nici nu momentul pentru așa ceva, în mentalitatea oamenilor. Fețe încruntate, ai parcă emoții și să respiri. E o atmosferă mistică, e un Dumnezeu transcendent, aproape ți frică că te trăznești dacă te întinzi mâna și ai uitat un păcățel. Cam asta este ceea ce a devenit această sărbătoare. Poi preotul sau pastorul spune cu o voce gravă, luați, mâncați. Și într-o de mormânt, toți oamenii mănâncă încet, nu cumva să plescăi cu nerespect și să se uite lung la tine careva. Doamne ferește, mănânci silențios. Că treaba e sobră. Apoi, pastorul cu o voce de parcă anunță judecata viitoare, beți toți din el. Și toată lumea bea încet, fără să sorbă, nu cumva să sorbi. Că treaba e sobră. Și serios. Sentimentul e unul de frică, nu de bucurie. Nu cumva să greșești, să scapi păhărelul sau, știu eu, să scapi pâinea, să te foiești, să se uite urât cei din jur, nu cumva să se întâmple ceva, să deranjezi pe cei de lângă tine. Ai un sentiment permanent de inadecvare chiar înaintea lui Dumnezeu. Ești un păcătos, un nemernic. Accentul pe nevrednicie, pe un Dumnezeu care te bate, care e sfânt, care e departe. Ba mai mult. M-am uitat la muzică, Muzica de la cina Domnului în cele mai multe biserici este o muzică aproape funebră. De priveghi. Cu jale, cu tristețe, cu spiritul ăsta mioritic de doină. O atmosferă de-a dreptul lacrimogenă. Mi s-a părut de foarte multe ori la cina Domnului că sunt la un fel de priveghi al Domnului Isus. Și îl plângem pe el și ne jelim. Mă uitam la cum se cântă în biserici. De exemplu, la, la noi, în zona Aradului, vreau să divulg ceva, în Joia Mare și în Vinerea Mare, biserica se îmbracă în negru. Deci toată lumea e la priveghi. N-am înțeles niciodată de ce. Dar așa e un obicei, un fel de Joia Mare, intrăm în priveghiul Domnului Isus și bocim cu Petru sărmanul. Și plângem cu Amar, cu Petru, și îl jelim pe Iuda, săracul, cu ajuns la ștreang. Și îl compătimim pe Domnul Iisus Hristos, că săracul -a luat bătaie și lor l a scuipat. Și se încearcă un fel de reeditare a atmosferei și un fel de trăire a tristeților Domnului Isus, și un fel de, nu știu ce, de priveghi penibil al lui Hristos despre care oricum știi că a treia zi în viață, un fel de simulare de privechi. Și mă întreb, oare, asta vrea Dumnezeu să fie joia mare? O seară de privechi? Haideți să ne în text. În Biblie, ce a însemnat joia mare pentru Isus și pentru apostol, ce a însemnat pentru cei de după Hristos, în epistole. Cuvântul ne spune foarte frumos aici, dragii mei, că Iisus le aduce în atenție ideea de emoție. Doar trec din nou pe aici. Am dorit mult. În textul acesta e multă intimitate, e multă prietenie. Eu nu văd solemnitatea, nu văd sobrietatea, sunt discuții libere. Mărturisirea nu e mărturisirea aia din cabinet în fața unui dulap, e o discuție liberă. Doamne, oare nu cumva sunt eu? e altceva. Mai mult, spune cuvântul aici în Ioan capitolul 15, și îmi place mult să revin asupra acestui pasaj, Ioan capitolul 15, spune Iisus în felul următor. Voi sunteți, versetul 14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți rod și rodul vostru să rămână. Voi sunteți prietenii mei. Câtă naturalețe la cina Domnului, câtă intimitate! Iisus ne numește în seara asta prietenii Lui. Și poate că te-au trădat oameni, Iisus îți spune, dragul meu, eu sunt prietenul tău și te aștept la o părtășie intimă, asta e cina Domnului, e o sărbătoare. E o sărbătoare a bucuriei. Iisus mă numește prieten. Iisus îmi spune cu dor că mă așteaptă la masă. Isus îmi spune că e cu mine și îmi spune că în orice zi din viața mea, până la sfârșitul viacului, El e cu mine, El e în mine, e prietenul meu și mă așteaptă la masă. Trebuie să revenim asupra acestui aspect, să-L subliniem mai mult în seara asta. Iisus nu stă cu bota în mână să te trăznească. Iisus nu numără păcatele, le-ai mărturisit deja. Nu e vorba de boceală, nu e vorba de un fel de nevrednicie permanentă, de o pocăință nebiblică, de condamnare veșnică aici. E vorba despre un Iisus care spune, voi sunteți prietenii mei, am făcut legământ cu voi, sunteți copiii mei și vă aștept cu dor la părtășie. Slăviți să fie Domnul! Mai mult se întâmplă ceva care e greu de explicat în zilele noastre. Cultura noastră nu poate să înțeleagă. Se spune că în atmosfera aceea dăm doar o foaie înapoi, în Ioan capitolul 13 spune cuvântul acolo, și un nicenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și a zis, Doamne, cine este? E greu să refuz gânduri ale culturii acestea obsedată de senzualitate dar chiar mi-e greu, mi-e greu să înțeleg o astfel de prietenie. Imaginați-vă că cineva în timp ce eu mă duc cu tava, om serios, da, și duc paharele sau duc trupul Domnului, cineva vine și mă ia în brațe. Frate, mi-a fost dor de tine, ce faci? Și mă pupă pe obraz, ce zice? Ar sări imediat, frate, de la ordine. La... Bă, stai un pic mai ce treabă serios. Ce? Dar asta au fost atunci. Atâta naturaleție, atâta intimitate, își pune capul pe pieptul Domnului Iisus. E timp pentru toate, nu e grabă, nu se fuge cu cina, nu se grăbesc nicăieri. Și își pune capul și pune întrebări. Dragii mei, nu mă mir că n-a vorbit nimeni niciodată ca Ioan despre dragostea lui Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea atât de frumos și explica, el spunea, n-ai cum să vorbești despre dragostea lui Isus?” dacă n-ai plecat capul pe pieptul lui, dacă nu ai ascultat bătăile inimii. În seara asta nu-i despre ritual, în seara asta nu te întreb dacă ești în regulă și ai bifat, că nu ne interesează. În seara asta e vorba de intimitate. Dacă n-ai plecat capul pe pieptul lui Isus, dacă nu-i asculti bătăile inimii, dacă n-ai o părtășie, o pretenie cu Isus, de luni până duminică, e greu să te bucuri la cina Domnului. O vei lua în grabă, o vei lua frustrat, te vei gândi la altceva, vei fugi nu știu pe unde, te vei grăbi la masă, la cina de acasă, ca și cum aia e mai importantă ca asta. n cum să te bucuri la rugăciune dacă n-ai intimitatea aceasta, dacă nu ai prietenia asta. N-ai cum să te bucur când ai bani în numele Domnului. N-ai cum să te bucur joi la biserică. N-ai cum să te bucur marți. Nu te poți bucura. De ce? Pentru că nu știi ce înseamnă să pleci capul pe pieptul lui Isus. Pentru că n-ai înțeles că nu e ritual, că e sărbătoare, că e intimitate, că e bucurie, că e părtășie, că Iisus te așteaptă cu dor. Aleluia lui Dumnezeu! Ce Dumnezeu avem, ce bunătate, ce dragoste, ce relație a inițiat Hristos! Dați-mi voie să mă uit mai departe la încă ceva, O singură dată în Biblie îl găsim pe Iisus cântând. Știți că Iisus nu prea era cu cântatul, nu se spune Biblia că a fost cu cântatul? Deducem. O singură dată în viață Iisus cântă. Nu știm ce voce au avut, știm că era un predicator bun, dar nu știm dacă avea voce groasă sau mai subțire, dacă vorbea tare sau încet, știm că a fost un mare vindecător, dar nu știm să fi fost un mare muzicant. Nu știm. Chiar mă gândesc, oare era educat muzical? Știa să facă terță, vocea a doua? Nu știm. Cânta frumos? Presupune că cânta frumos, dar poate a fost afon. Totuși, odată în viață, Iisus apare în Scripturi, poate a cântat de mai multe ori, dar în Scriptura apare o singură dată Iisus care cântă. Știți când? în joia mare. De aceea în joia mare trebuie să cântăm. Pentru că în joia mare originală s-a cântat. Auziți ce spune Scriptura? Celebrul text din Matei 26, cineva cea de taină, pe când mâncau, au luat un pahar, au luat pâine, a zis. Dar știți care e primul verset după acest text, această pericopă? Păi tocmai asta. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor asta ce întrebare vă puneți acum? Și ce întrebare îmi pun eu? Oare ce-o fi cântat? Nu sunteți curioși, oare ce-o fi cântat Isus la în joia mare? Să fi sămănat cântările lui cu priveghiurile noastre? De joia mare și de vinerea mare? La adică era și justificat să fi plâns un pic, urma... Ghețimani, în seara respectivă, noi mergem și ne culcăm, el a mers în ghețimani, urmau lacrimi urmau broboane de sânge, urma biciul roman, ar fi putut să cânte niște cântări de jale, să se descarce sufletește, să, cum zicem noi la dej, să se cânte, că una e să cânți, alta e să te cânți la Dej. E, unii cântă de parcă să cântă. Și cântările, ai impresia că se cântă. Nu te-ai întrebat oare ce-o fi cântat Iisus? S-o fi cântat? Biblia ne spune, Marcu, capitolul 14 cu 26. Marcu, 14 cu 26, vă rog să afișați. Tot după pasajul de cină, după ce au cântat cântările de laudă. Isus în fața ghețimaniului. Isus în fața crucii, Isus în fața morții, cântă cântări de laudă. Ce exemplu! No, asta era sărbătoare. Frații mei, în Joia Mare s-au cântat cântări de laudă. Atât. Dar, în general, pe la noi ce se cântă, așa? Pe la Pentecostali și pe la alții. Cântări de laudă? Dar mama aleargă la cruce, privește spre cer suspinând, în locul să mor s-ar duce, pe lemnul de groază murind. Spirit de doină balcanică, Iisus n-a cântat așa ceva. Iisus care a suferit, nu tu și eu, care am venit cu gipul la biserică. Iisus care a suferit în noaptea aia a cântat cântări de laudă. Pentru că cina Domnului a fost o sărbătoare a bucuriei, nu un priveg penibil. Plânge cerul și pământul, plânge soarele și vântul, cântăm noi. Frații mei, mi se pare că de foarte multe ori cântările noastre de la joia mare, de la cina Domnului, seamănă mai mult cu Miorița decât cu Biblia cu lacrimi, cu de astea, cu mama, cu nu știu ce, cu plânge cerul și soarele. Iisus nu a cântat așa ceva, Iisus s-a închinat cu bucurie. În fața crucii, în fața morții, a fost un moment de închinare, de bucurie în, între, între, apostoli. Nu știu ce o pregătit grupul astăzi pentru cina Domnului, dar vă rog, dacă ați pregătit de astea, mi-o ce schimbați repertoriul. N-am nimic cu cântările astea cu mama, să le cântăm cina viitoare. Astăzi, Duhul Sfânt sublinează aspectul bucuriei. Astăzi nu vom face priveghi. Astăzi nu cântăm funebre, cum să cântă nu în unele biserici cu fanfara în joia mare și în vinerea mare. Astăzi vom cânta cântări de bucurie. Astăzi, la Dej, este sărbătoare. Pentru că Iisus Hristos a murit pentru mine și în locul meu. În noaptea aceea a băut paharul suferințelor pentru ca să poată spune, beți toți din el. Și Pavel numea paharul ăsta paharul binecuvântat. El a băut paharul amar ca tu să poți bea paharul binecuvântat. El a fost omorât pentru ca eu să am viață. El a fost pedepsit pentru ca eu să fiu iertat. De aceea voi cânta de bucurie în seara asta. Cine a Domnului e sărbătoarea bucuriei? Cine a Domnului este sărbătoare a cântărilor de laudă? Am dorit mult. Mă uit la vinerea mare, nu pot să nu mă uit la vinerea mare puțin, așa cu coada ochiului, timpul trece și ar zice că dacă a fost vreodată motiv să se cânte ceva de jale sau să se plângă, au fost vinerea mare, hai că în joi încă nu era. Dar spune Scriptura că la un moment dat se găsesc niște femei de astea de prin Miorița, ca și pe la noi, care să duc și își părul și își bat pieptul cu pumnii și încep să plângă și să se tânguie după el, să facă un pic de priveghi, că moare Iisus. Știți ce a zis Iisus? Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Joia Mare și Vinerea Mare nu-i despre compătimirea lui Isus. Ioi, săracul. ci spunea el ca un Dumnezeu, chiar pătat cu sânge pe față, plângeți-vă pe voi. Plângeți-vă păcatele voastre. Nu e motiv să mă plângeți pe mine. Nu e circ, nu e teatru. Hristos n-a avut niciodată nevoie de compătimirea nimănui. Hristos e Dumnezeu. Și chiar pe cruce și chiar murind, El a fost și rămâne Dumnezeu. Nu sărbătoarea asta nu despre compătimirea lui Isus. De-a lungul secolelor, dragii mei, s-a accentuat foarte mult suferința fizică a lui Isus. Textele din Noul Testament nu accentuează foarte mult suferința fizică. Filmele care au ieșit pe piață, cărțile de specialitate merg extrem de mult în direcția asta sadică a suferinței, cât de mare o fost cuiu. Și mă uitam la patimele lui Hristos cu mulți ani în urmă, toți am fost curios să vedem. Totul a fost despre sânge, despre suferință fizică, Tot a fost groznic, un film îngrozitor. Și când citești carte, când te uiți la, la filmul, ăla, zici săracul Iisus. Și-o studiat cât de greu era nu știu, cuiu și cât de greu era ciocanul și cât și s arătat cum smulgea carnea de pe el. Sadism, ieftin. Biblia nu accentuează suferința fizică foarte mult. Biblia accentuează semnificația morții lui Hristos. Și când te gândești la semnificația asta, îți aduce bucurie. Nu înfiorare, Citeam o carte de specialitate de Lee Strobel, despre răstignire și îți explica el acolo cum după multe ore când stai în cuie, cedează umerii, oasele și se rupe diafragma și spune că de fapt Hristos a murit sufocat. Și când citești ea groza, te pucă spaimele, ioi, să mor sufocat, săracul. Și Hristos cu demnitate îmi spune azi, Fice ale Dejului, dragi creștini, nu mă plângeți pe mine. Suferința a fost mare, dar unde despre asta e vorba? Eu am suferit pentru că vă iubesc. Pentru că vreau să vă dau viață veșnică. Pentru că vreau ca voi să vă bucurați. De aceea, în această seară, Dumnezeu să ne dea bucurie. Dumnezeu să facă din această seară o seară de sărbătoare. Dacă ne uităm mai departe la alte aspecte din Noul Testament, păi în înțecor din capitolul 11 la propriu este o petrecere religioasă, cina Domnului în biserică, asta era. Era o masă de dragoste în care era și cina Domnului, nu exista masă de dragoste fără cina Domnului, pentru că creștinii ori de câte ori se întâlneau, frângeau pâinea și luau cina Domnului. Nu exista slujbă de necina Domnului, da? În orice slujbă era masă de dragoste și în orice masă de dragoste era cina Domnului. Și la orice cina Domnului era și masă de dragoste. Și era libertate și povesteau și se rugau și cântau și se împărtășeau. Așa a arătat cina Domnului, ca o sărbătoare atunci. Ba chiar scriptura spune că au mers prea mult în extrema asta. Și găsim doar varianta asta înclinată prea mult, semăna prea mult cu o petrecere din lume. Și spune cuvântul aici, cum adică unul din voi este flămând, iar altul este beat? Și noi avem textul acesta pentru că corintenii exageraseră în direcția asta de prea mare petrecăreală, prea mare veselie și spune Pavel, nu, frații mei, nu-i bine. Se pare că nu era limitată cantitatea care se folosea la cina Domnului. Și unii gustau un pic mult. Probabil mânați de niște patim pe care le-a avut înainte. În acest sens, probabil că păhărelele noastre ar fi rezolvat problema în ce privește cantitatea. Că și azi în unele se dă cu vin și am văzut că unii frați să scapă un pic la pahar. Cam asta era atunci în Corint. Unii mai iubitori de așa, un pic luau mai mult din sângele Domnului, iubind un pic și gustul și așa mai departe. În altă parte, cuvântul spune și mai mult, s-a denaturat și mai mult lucrul acesta și și Petru și Iuda în epistolele lor spun același lucru. Oameni buni, ați transformat cina Domnului într-o petrecere lumească în care vă îndopați și vă îmbătați. Nu-i bine. De ce? Pentru că la început asta a fost o sărbătoare. Și omul firesc, foarte ușor, a șterg linia și a trecut dincolo la ceea ce înseamnă petrecere în termenii lumești de astăzi. De exemplu, ne spune 2 Petru, capitolul 2: Ca niște întinați și uspurcați se pumpe chefuit la mesele lor de dragoste când se o împreună cu voi. Se o de-a binelea. Se pumpe chefuit, ce Biblia aici. Iuda spune același lucru în epistola lui, în versetul 12, ca niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, adică cina Domnului, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. S-a auzit? În biserica primară se îndopau de-a binelea. Acum, dragii mei, cu siguranță, nu aici vrem să ajungem. Siguranța Dumnezeu nu vrea să transformăm cina Domnului într-o petrecere cu chiuit cu it, și, cu, cu kiwi, și cu dans. Dar oare de ce în 2000 de ani biserica a mers exact în direcția opusă și a sugrumat bucuria și veselia și s-au stins cântările de veselie și de bucurie de la cina Domnului? De ce un lucru atât de intim și de înălțător devine un ritual atât de sobru și de solemn? Și astăzi Dumnezeu vrea să recuperăm bucuria. Fără vin, fără alte lucruri, fără nu știu ce, tamtam, -tam, dar bucuria pe care o dă Dumnezeu. Și sărbătoarea care trebuie să fie ori de câte ori ne adunăm la masa Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Eram undeva la o stăruință zilele trecute cu frații de la noi, de la Dej. Și era o fată care tremura din răsputeri. Și am zis, de ce tremuri? Și ce mi-a zis? Mi-e frică. Dar tremura la propriu. Am avut impresia că are atac de panică. Era fata unui prieten, dintr-un alt oraș, întâmplător. Îl cunoșteam pe tatăl ei. Mi-a zis, dar de ce ți-e frică? Nu știu. Și pun o întrebare, cum am reușit să transformăm stăruința într-o sperietoare pentru copiii noștri? De ce tremură? De ce le este frică? De ce am transformat cele mai intime și mai înălțătoare momente cu Dumnezeu? Stăruința, cina Domnului, rugăciunea de marți, părtășia de duminică. De ce am transformat-o în ceva care îngrozește? Un ritual solemn și sobru. Și am spus fetei astea, domnișoară, era foarte tânără. Duhul Sfânt e ceva bun. Chiar spusesem la îndemn, înainte să vorbesc cu ea, frații mei, eu am venit la voi la satul mare ca la o petrecere. Să a uitat toți la mie cum. Da, e o petrecere dată de Duhul Sfânt în seara asta. O să mă bucur în Duhul, o să vorbesc în limbi, o să ridic mâini, o să bat din palme și o să mă bucur în Domnul. Nu e așa că nu mai percepem stăruința în felul ăsta? Așa că la mulți am văzut și la noi ligroză de stăruință. O, oh, chestia aia mistică, cu tremurături, cu țipete, chestiunea aia așa super sobră. De ce? Pentru că ne-am înțeles că stăruința e sărbătoare în Duhul Sfânt. Și cina Domnului e sărbătoare la masa Domnului. O petrecere a harului lui Dumnezeu în care eu și Hristos sunt la masă. O, oh, Doamne, dă-ne din nou. Puterea să vedem sărbătoarea asta. Pun din nou întrebarea asta. apropii de încheiere. Isus a zis, am dorit mult. Tu cât de mult ți-ai dorit să vină cina? Ce emoții te încearcă la masă cu prea iubitul inimitale? Ai simțit bucuria în seara asta? Ai auzit măcar cântarea corului? Sufletul meu te dorește, stăpâne. Duhul sunt o pregătit terenul cu cântă despre dor, ca pe o fântână ascunsă în deșert. Sunt însetat. Aștept cu sete ziua când te voi vedea. Biserica Domnului, după 2000 de ani, te întreb dacă mai este dor. Ritual este și trebuie să fie. Dar te întreabă Duhul Sfânt, dor mai este? Dau titlu acum la final acestei predici. Cina Domnului și desăvârșirea dorințelor. Îmi dau seama, dragii mei, că în firea mea pământească n-am cum să simt doruri de felul ăsta. Iisus era plin de dor când era vorba de lucrurile spirituale. Pavel spunea, am o vie dorință să predic. Eu nu predic numai că trebuie să predic, că sunt programat. Am o vie dorință. În oamenii Domnului există o dorință sfântă de a face binele. Și da, pun o întrebare generală am dorința să fac binele. Simt plăcere în lucrurile duhovnicești. Este marțara o delectare pentru mine. Sau vin pentru că mă mustră conștiința să stau acasă. Mă rog ca Dumnezeu să ne sfințească dorințele, să le desăvârșească. Și, dragii mei, firea noastră n are cum să dorească lucruri înalte, N-are cum să dorească lucruri nobile, n-are cum să simtă bucuria. Când te pui pe genunchi, firea nu se poate bucura. Dar am găsit în Biblie că există delectare în rugăciune. Iosua nu pleca din cort, rămânea pentru că îi plăcea. Îl rog pe Dumnezeu să ne sfințească dorințele, să le desăvârșească El. Și dacă noi nu există doruri sfinte, că suntem păcătoși și carne pieritoare, știu că Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în noi, poate să dorească lucruri sfinte. De aceea, în concluzie, îl rog pe Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Cu cât suntem mai plini de Duhul Sfânt, dorințele noastre sunt mai aproape de dorințele lui Dumnezeu. Și putem să dorim binele și putem să facem binele cu drag, cu pasiune. Dumnezeu să-și umple Biserica de bucurie. Am dorit. Dumnezeu să te umple și pe tine și pe mine de doruri sfinte în seara asta. Amin.